Votăm într-un singur tur la alegerile locale din 5 iunie. Decizia vine după ce astăzi Curtea Constituțională a respins contestația jurnalistului Liviu Avram, care a propus două tururi de scrutin. După sesizarea jurnalistului Liviu Avram, Curtea Constituțională a decis ca practica electorală să nu fie schimbată. Astfel, primarii vor fi votați doar într-un singur tur de scrutin și nu în două, așa cum a propus Avram. Președintele Curții, Augustin Zegrean, a anunțat astăzi că legislația în domeniu nu va mai fi schimbată înainte de alegeri, chiar dacă s-au primit mai multe sesizări în acest sens. De altfel, jurnalistul Liviu Avram susține că nu va renunța și mai are o sesizare pe aceeași lege, care va ajunge și ea la Curtea Constituțională.